Becali a făcut circ astăzi la Curtea de Apel. Patronul Stelei a refuzat să jure pe Biblie, așa cum i-au cerut judecătorii. El a fost audiat astăzi ca martor în dosarul în care omul de afaceri, Puiu Popoviciu, este acuzat că a păcălit statul cu 620 de milioane de lei. Becali a fost dus cu ambulanța la Curtea de Apel. Victor Lefter, colegul meu, ne spune de ce. Bună ziua, Victor! Ce a pățit Becali? E rău? Bun găsit, nu a pățit nimic, ba chiar dimpotrivă, a apărut să fie într-o formă de zile mari, cum probabil că de mult nu am mai văzut pe Gigi Becali, care însă l-a atenționat chiar și pe judecător că nu mai este Gigi, este Gheorghe Becali, pentru că în temniță a realizat cât de important este să te mai schimbi ca persoană și să îi ierți pe cei care ți-au greșit în trecut. Tocmai de aceea nici nu a vrut să facă vreo declarație suplimentară în fața completului de judecată. A spus că preferă să-și mențină acele declarații pe care le-a făcut deja în urmă cu aproape 10 ani de zile, moment în care, de altfel, au fost prezentate atât declarația cât și plângerea, denunțul pe care le-a făcut în urmă cu ani de zile. Becali au trebuit câteva minute ca să se dumirească dacă, într-adevăr, sunt lucruri pe care el le-a afirmat în acel moment. A spus că așa este și că nu își dorește în acest moment ca nimeni să intre în închisoare din cauza sa. Tocmai de aceea le-a cerut iertare celor care acum sunt inculpați în acest dosar, în urma unei astfel de plângeri pe care Becali a depus-o la DNA. În ceea ce privește ambulanța, a fost o măsură de precauție luată de către reprezentanții penitenciarului, întrucât Becali are acea problemă cu coloana. S-a considerat că este mai bine ca el să fie transportat cu ambulanță, în caz de orice să primească îngrijiri medicale, chiar atunci când ar putea să aibă nevoie de prezența acestor medici. Îți mulțumim, Victor, pentru explicații.